O replică a celebrei fecioare de fier a ajuns în urmă cu câteva zile în Făgăraș. După ce a stat câteva zile în sala de ședință a primăriei, de vineri replica este expusă în sala dietei, la cetatea Făgăraș. Este o replică ce vrea să readucă între zidurile cetății legendele despre acest instrument de tortură. Acum o legendă, să zicem, că a devenit realitate. Dacă în anii trecuți, vă mărturisesc sincer, acum 20 de ani nu credeam în existența ei, cercetările au dovedit că nu am dreptate, că aici în cetate a existat mecanismul acesta numit fecioara de fier și care a fost introdus de către austrieci în secolul al XVIII-lea. Aici în sala dietei am expus-o pentru că documentele și informațiile pe care le avem ne descoperă faptul că ea era pusă în această zonă, de fapt în peretele din spatele meu, era montată undeva la etajul al doilea. Am expus-o și pentru ca vizitatorul să o poată, să zicem, admira în voie, dacă se poate spune așa ceva. Mulți istorici spun că la cetatea Făgărașului a existat în trecut unul dintre cele mai crude instrumente de tortură posibile. Se numea fecioara de fier, a ucis sute de oameni și a fost folosit chiar și de comuniști pentru a-i tortura pe deținuți. Preferat de oameni Inchiziției a devenit cunoscut în 1515, când se spunea că a fost folosit pentru prima dată. Faima lui nefastă a produs panică printre locuitorii zonei și se spunea că cei mai mari dușmani ai Inchiziției ajungeau negreșit la fecioară. Cușca cu zeci de cuțite, fecioara de fier, era de fapt o cușcă de metal care avea în interior un sistem cu mai multe cuțite. În general, cel condamnat la moarte era trimis să se rute ca un ultim omagiu o imagine a Fecioarei Maria prinsă de pieptul acestui mecanism. Însă, la modul general, aceste cele două părți se deschideau, iar cel condamnat era băgat în interior și se închideau aceste două uși. Acesta este prototipul general. Al nostru, mecanismul nostru a avut ceva în plus, în sensul că a avut și niște brațe de, ca niște cuțite care îl străpungeau, îl strângeau în brațe pe cel condamnat la moarte. Pe lângă moartea extrem de grea, legenda mai spune că persoanele care au îmbrățișat fecioara nu au mai fost văzute niciodată și nu au fost îngropate de familii. Se spune că după ce condamnații erau uciși, de îmbrățișarea fecioarei, sub instrumentul de tortură se deschidea o trapă, iar cadavrul cădea într-un mecanism de săbii, cu tăișul foarte ascuțit care îi ciopărțeau în bucățele mărunte. La o adâncime de aproximativ 8 metri se afla un canal cu apă care ducea resturile în apele Oltului, spălând astfel orice urmă de crimă. Însă localnicii știau de fiecare dată când cineva era executat, deoarece apa se înroșea.